Primăria Comunei Botiza a fost marți gazda întâlnirii grupului de modernizatori din administrația publică locală din Maramureș, la care au participat reprezentanței Prefecturii Maramureș, ai filialei județene a Asociației Comunelor din România, primari care fac parte din asociație, dar și care vor să se alăture, precum și alți angajați din administrațiile locale din județ. Unul dintre punctele de pe ordine de zi a fost legat de sprijinirea cooperării între autorități în vederea creșterii eficienței serviciilor furnizate către cetățeni. De asemenea, au fost punctate mai multe aspecte legate de contabilitatea specifică administrației locale. Ceea ce urmează să se întâmple de acum înainte, în ceea ce privește auditul public intern, are mai puțin spectacol. Momentan, ați văzut, este ordine fizică. Urmează să intrăm în detaliu. Și detaliile vizează activitatea financiar-contabilă, vizează partea de arhivă, care este la rândul ei un mare dezastru în primărie. Primăria Botiza a prezentat cu această ocazie și câteva dintre realizările sale, dar și exemple de bune practici. Pentru fiecare primărie, eu cred că ar trebui să aibă un audit public intern, pentru că am văzut la Botiza, de când avem auditor, lucrurile s-au schimbat. La început a fost mai greu. Auditorul a fost privit ca și un intrus între angajații primăriei, dar pe parcurs a devenit cel mai bun prieten. Pentru că a început să ne învețe să punem lucrurile la punct. Ați văzut, cei care ați fost în primăria Botiza, domnul Siserman, diferențele de ce a fost și ce este acum, și cred că sunt vizibile. Țin să-l felicit pe primarul comunei, pe domnul Flore, care într-adevăr a mișcat lucrurile în această comună în sens bun. A pus comuna într-o lumină mult mai plăcută, atât din punct de vedere al aspectului general, cât și al modului cum sunt organizate serviciile în primărie. La întâlnirea de la Botiza au participat și reprezentanții ai unor instituții din județ cu un rol important în sprijinirea administrațiilor locale și în special a celor din mediul rural.